viitorul sună bine pentru cetățenii din Mica Bucovină, comuna Tătăruși, una dintre cele mai dezvoltate localități din județul Iași. După mulțime de proiecte implementate până în prezent care au ridicat localitatea la standarde moderne, administrația locală are în desfășurare noi proiecte de dezvoltare. Despre toate acestea ne-a vorbit edilul localității, Costel Iosub. Suntem la începutul anului, aveam votat bugetul de venituri și cheltuieli, un buget, aș spune eu, de austeritate, dar care sperăm să satisfacă nevoile de proiecte ale comunității noastre. Dar noi am gândit și în strategia noastră de dezvoltare a localității noastre 2021-2027, am gândit proiecte pentru finanțări guvernamentale, proiecte pentru finanțări europene, dar de ce nu și proiecte cu finanțare locală, adică din banii care adunăm noi de la cetățeni. Aș face o paranteză vis-a-vis de taxele și impozitele, pentru că suntem în această perioadă când am început această campanie și mai mult de atât știm cu toții că până pe 30 martie cetățenii beneficiază de un bonus. Această activitate este susținută și ca în fiecare an noi reușim să adunăm taxele și impozitele locale în procent de peste 90%. Și acest lucru probabil se datorează și faptului că noi nu le-am mărit în niciun an doar cu acea rată a inflației. Și cred că este unul și din motivele pentru care cetățenii din comuna Tătăruși sunt conștienți că trebuie să vină să-și plătească taxele și impozitele locale și pe această cale vreau să le mulțumesc. Deja noi am gândit și chiar am depus proiecte pe care sperăm să primim finanțarea anul acesta, să facem licitații și de ce nu să începem să le implementăm. Și aș începe cu Ministerul Mediului, pentru că acolo avem un proiect depus, de fapt două proiecte depuse de anul trecut. Este vorba de modernizarea iluminatului stradal prin lămpi cu LED, cu telegestiune. Este un proiect pe care noi le-am câștigat, am semnat contractul de finanțare, am făcut licitația și probabil în cel mai scurt timp vom încheia contractul și vom începe să implementăm acest proiect. Sperăm până în vară sau toamnă ca o bună parte din străzile din Tătăruși să fie iluminate pe timp de noapte cu acel iluminat modern. Și aici aș exemplifica în special drumul județean 208F, dar și alte străzi din comuna Tătăruși unde nu avem iluminat verde. Un alt proiect care l-am depus pe mediu, pe AFM, este cel referitor la eficientizarea energetică a clădirilor publice. Am depus un proiect pentru modernizarea școlii profesionale Tătăruși, Corpul B, și sperăm să prindem finanțare și să-l derulăm și acel proiect. La Ministerul Dezvoltării, care este ministerul care ne reprezintă în special pe noi, acolo a apărut acea măsură de finanțare Angel Salini, o continuare a PNDL-ului. PNDL, care știm cu toții, a fost o finanțare și o gândire foarte bună, pentru că fața satului românesc s-a schimbat în bine. Pe acel proiect, pe acea măsură, s-au modernizat școli, dispensare, cămini culturale, străzi, apă, canalizare și alte necesități și nevoi ale comunității noastre. Aș putea spune că la Tătăruși nu mai avem nicio școală care să aibă toaleta în curte. Am reușit ca toate locațiile din comuna Tătăruși să aibă toaletă, încălzire centrală, adică să fie modernizate și să îndeplinească toate condițiile pentru ca procesul instructiv educativ să se desfășoare
cele mai bune condiții și copiii de la sat să aibă aceleași condiții ca cei de la oraș și de ce nu ca cei care trăiesc în Uniunea Europeană. Aici, pe Angel Saline, noi am depus încă de anul acesta, la început, am depus un proiect de modernizare drumuri locale în suprafață de 9,8 km, care sperăm să aibă sursă de finanțare. De asemenea, săptămâna trecută, în asociere cu vecinii noștri, Valea Seacă, Lespes, Vânător, Sirețel, am depus un proiect pentru înființare sistem de alimentare cu gaze naturale în cele 5 localități. Este un proiect de anvergură, un proiect mare pe care cetățenii noștri îl așteaptă. Este vorba de aproximativ 180 de kilometri de rețea de gaze naturale în cele 5 comune, cu o sumă de aproximativ 45 de milioane de euro. Deci este o investiție mare pe care noi o așteptăm cu nerăbdare. De asemenea, tot la Ministerul Dezvoltării, prin Compania Națională de Investiții, avem două proiecte. Este vorba despre sală de sport școlară cu 102 locuri, unde la fel așteptăm ordinul ministrului pentru ca această investiție să intre în linie dreaptă pentru construcție, dar totodată avem și 6,3 km de drumuri calamitate încă din 2019, la care de altfel așteptăm să primim finanțare. Am vorbit de proiecte cu finanțare guvernamentală, dar nu putem să stăm să așteptăm ca satul românesc să se modernizeze numai prin astfel de proiecte cu finanțare guvernamentală. Știm că fondurile acestea sunt limitate și de aceea așteptăm cu mare nerăbdare proiecte și măsuri de finanțare europene. De la 1 aprilie se va deschide o sesiune prin Programul Național de Redresare și Reziliență, acei mult așteptați bani și care, din păcate, în lumea satului românesc vor fi niște sume mici, nu aș vrea să spun derizorii, dar sume mici, sunt niște sume prealocate pentru toate OAT-urile, indiferent de numărul de locuitori, e vorba de 326.000 de euro, deci o sumă foarte mică, dar care efectiv noi ne-am gândit și încă nu ne-am hotărât să vedem ce o să accesăm acolo, pentru că încă n-au apărut ghidurile definitive și numărătoarea inversă a început, mai sunt 2 săptămâni. Probabil e nevoie, pentru că avem un singur medic de familie la centru medical la Tătăruș și toți cei care au mai venit de la Iași ne-au întrebat dacă avem un spațiu de cazare. Spațiu de cazare nu avem, dar probabil o să ne gândim să facem un spațiu de cazare pentru medicul de familie. Probabil ne vom gândi și acolo mai putem accesa piste pentru bicicletă, microbuze școlare, electrice și stații de încărcare, reabilitarea ușoară a clădirilor publice, dar v-am zis, în această sumă mică încă nu ne-am hotărât ce proiecte o să accesăm. Dar ni s-a spus și probabil știm cu toții că din acel PNRR, să dea bunul Dumnezeu să fie așa, să se facă acele investiții mari naționale pe care le așteptăm cu toții. E vorba de autostrăzi și spitale regionale. Deja ni s-au cerut avize din partea companiei de drumuri naționale. Unul din tronsoanele de autostradă va trece și pe la Tătăruș, în satul Vâlcica și Heci. Sperăm să
prindem și să reușim să circulăm pe acest tronson de drum mult așteptat, dar după știința mea, cred că vor începe lucrările și la Spitalul Regional de la Iași, care va deservi întreaga regiune. În această perioadă, noi lucrăm la un proiect implementat și suntem în faza când branșăm cetățenii la sistemul de alimentare cu apă. Am reușit și am predat această lucrare anul trecut operatorului județean Apa Vital, iar acum sarcina noastră ne-a căzut să facem branșamente la cetățeni. Ajutăm cetățenii să se branșeze și totodată facem și extinderi la subtraversări, pentru că coloana inițială era ori pe partea stângă, ori pe partea dreaptă și cetățenii nu îi putem împărți la tătăruși și nicăieri în zonă de stânga și de dreapta. Toți vor să se branșeze la sistemul de alimentare cu apă și totodată sperăm să se scoată la licitație, pentru că Apa Vital și Arsacițu au un proiect care este derulat în alte localități. E vorba de Poim, e vorba de extinderea sistemelor de alimentare cu apă și a canalizării. Iar noi, tătărușii, suntem prinși cu aproximativ 16 km de rețea de apă și vreo 12 km de canalizare. Sperăm ca anul acesta să definitiveze licitația și pentru localitățile de aici din zonă, Cristești, Tătăruș, Valea Seacă, Lespes, Vânători, Sirețeală.